Lorena, în acest weekend avem de toate pentru toți și vreme caldă pe litoral, pentru că știm că a început sezonul estival și litoralul este de foarte mare interes în această perioadă, dar ploi în zona de munte, așa că ar fi bine să ne orientăm spre malul Mării dacă avem liber în acest final de săptămână. Astăzi vremea este caldă, cu temperaturi excesiv de ridicate chiar prin Moldova, prin lunga Dunării, prin partea de vest a teritoriului 32 de grade vor fi prin acele regiuni, în timp ce pe litoral doar 20 22-23 de grade, dar chiar și așa este destul de bine. În a doua parte a zilei însă, după amiaza și în prima parte a nopții, apar ploile, mai ales în zona de munte, dar și prin nordul și vestul teritoriului. Vorbim despre ploi care local pot deveni semnate cantitativ, vor fi însoțite de grindină, intensificări de vânt și tunete și fulgere, ceea ce înseamnă că nu este exclus să vorbim chiar de furtuni. În capitală, astăzi este o zi frumoasă, caldă, cu 31 de grade în termometre. La această oră sunt 16-17 grade, depinde despre ce stație meteo vorbim dar nu va ploua astăzi în București, nici la noapte și nici mâine pe zi, când temperatura va ajunge până la 32 de grade. Duminică însă vor fi ceva condiții de ploaie în București, dar și temperatura aerului mai scade puțin, cam 30 de grade. Pe litoral, pentru că spuneam că ne interesează astăzi nu mai mult de 23 de grade, asta prin nordul litoralului, prin Mamaia, în timp ce la Vama Veche nu mai mult de 20 de grade, iar apa mării este în continuare destul de rece, 17, poate 18 grade. De altfel, cam așa se va păstra apa mării ca temperatura și în zilele următoare și sâmbătă și duminică, doar că temperaturile vor continua să crească pe litoral, 26 de grade promin meteorologii sâmbătă și duminică. Și la munte vremea este în continuare rece, dar destul de instabilă, după cum vă spuneam. De altfel, duminică instabilitatea atmosferică va cuprinde cea mai mare parte a țării, cu excepție sud-estul teritoriului, iar vântul va fi destul de prezent în foarte multe regiuni. Atât deocamdată despre vreme, Lorena, înapoi la tine.